Salutare, prieteni! Bine ați venit pe canalul meu, pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să vorbim despre păduchii la găini, cum ne dăm seama dacă găinile au păduc și cum putem să scăpăm de păduc pe cale naturale, fără chimicale și cu ceva la îndemâna tuturor. Haideți să vedem cum. Înainte să ne apucăm de treabă, prieteni, o să vorbim în mare despre ce este vorba. Cum ne dăm seama dacă găinile noastre au păduc? Și pe această cale vreau să spun că toate găinile și orice pasăre poate să facă păduc, nu contează de soiul care îi sau ce pasăre este, toate păsările poate să facă păduc. Păducii se pot lua și din iarbă, când în drum afară la găini se mai pot lua și de la păsări sărbatice, cum sunt porumbeii, vrăbiuțele sau ce păsări sălbatice mai sunt care vin în zonă la găinile dumneavoastră. Se mai poate lua când luăm paie sau fân, când cumpărăm de la cineva, putem să nimerim paiele sau fânul cu păduc și atunci păducuia intră la noi la găinușe. Eu am pățit acest lucru cu ceva timp în urmă, dar am scăpat de păduc. Găinile noastre nu mai au niciun păduc. După ce ne dăm seama dacă găinile au păduc, le vedem că se scarpină foarte des. Atunci când facem cura la ele în coteț, se mai văd păduc. Dacă nu mai este o variantă unde putem să prindem găina sau cocoșul ce avem noi, luăm o foaie de hârtie albă și dăm penele un pic la o parte și pe pielea găinii punem hârtia și apăsăm un pic și frecăm așa un pic și atunci dacă o întoarcem și este pătulețe de sânge, atunci înseamnă că găinile noastre au păduc. În principiu se vede că ele se scarpină, ele își mulg penele de se vede că găinile au păduc. Și la coteț iară se vede, cum am mai spus. Atunci trebuie să începem să facem ceva ca să le ajutăm să scape de păduc. Noi de obicei folosim aici, dacă vedeți aici avem nisip, o să-l curăț. Că până acum n-am pus și o să ne folosim de cenușă. Cenușa e aici, am cenușă, cenușa de la cuptor, cum a fost iarnă și am făcut focul cu lemn, am mai adunat din cenușă, foarte am aruncat-o din păcate. Cenușa este foarte bună pentru găini și pentru pământ și pentru multe lucruri. Dacă aveți cenușă, țineți-o și folosiți în alte scopuri, nu aruncați pentru că este păcat. Cu cenușă este remediu pe care naturală, bio, fără chimicale, fără absolut nimic. A mie nu-mi place să folosesc chimicale la găini. O să curățăm. Nu, că acum s-au apucat cu coșii mei să cânte toți. Când trebuie, nu cântă. O să curățăm aici nisipul și o să punem cenușă. În medie cam la două pogăleată jumate, două de nisip, cam jumate de cenușă. Acum depinde cum aveți și dumneavoastră. În coteț trebuie făcut foarte bine curat. În coteț și schimbate paiele sau ce aveți în coteț. Și urmărit, dacă sunt extrem de mulți păduchi, atunci faceți și în coteț, dați cu var, pentru că varul nu e chimic, nu e nimic, e foarte bun și omoară toți păduchii și bacterii și tot ce este. Dacă nu avem chiar așa de mulți, putem să ne folosim de cenușă și de nisip. Acum, pe perioada verii, puteți să le puneți și doar cenușă la găini. Mie nu-mi place să pun doar cenușă pentru că se murdărește de la cenușă prea tare și ele cum deschise la culoare, așa că fac un amestec. A început să cotcotocească găinile, fac ouă și sturbați cocoșeii. Aici avem cocoșei care stau, pune cocoși. Cam asta e despre păduc, acum ne apucăm de treabă să curățăm și să punem la găini. Mai un pic vine căldura și ele chiar o să se bălăgească sau o să se scalde, cum mai vreți să spuneți, în nisip. Și este foarte bun pentru ele. Haideți să ne apucăm de treabă. După cum vedeți, la mine s-au adunat cocoșii și o găină aici. Ia uitați-l. Deci arată el cocoșul. Încerc să fac așa un pic curat numai. Trebuie să avem grijă cu cocoșii pentru că ei de-abia acum au început să cocoșească. Și dacă noi îi provocăm, după aceea o să sară tot timpul la noi. Eu îl curăț aici. Acum am o lopățică din asta de la cum am avut pisică, dar mă cam rost o câinii. Aia de curățare la pisică. Încerc să scot un pic murdăria
pentru că găinușele mele ori mai umbla pe aici. Și au că am făcut murdărie. Da, ce frumos cânti tu. Auzi. Ce e, cocoșelul? Faceți concurs? Am adunat în mare murdăria. Acum o să trecem la cenușă, să punem cenușa. O să-mi iau niște mănunși pentru că ieri am făcut, dacă le găsesc, ieri am pus, nu le găsesc, nu le-am la mine, le-am lăsat în casă. Le-am lăsat în casă, facem fără mănunși atunci cocoșelul. Am aici, după cum vedeți, cenușul, mă trebuie să am grijă. Cenușa trebuie să aveți grijă să fie curată, să nu fie așa murdară sau cu cuie, cu ceva noastră curată. Să încercăm să amestecăm, să nu folosiți cenușă de la grătar când cumpărați din ala de grătar, special de grătar, cum îi zice, cărbunii aia de grătar. Și rămâne aia, să știți că nu-i bună, că deja a fost folosită. Adică a fost ars odată, ăla nu-i mai bun. Și ne amestecăm frumos. Și lăsăm că găinile o să facă baie și ele, în timp ce fac baie, omoară păduchii. Pentru că nici păduchii nu sunt, sunt așa, dar nu sunt așa paraziți, așa de puternici. Deci dacă e ceva mai tare și oricum ăsta îi omoară. Și nisipul simplu că ajută, dar nu atât de bine cum ajută cenușa. Și dacă în caz că vine ploaie sau ceva, nu-i nimic, ea după aia se uscă. Dacă se murdăresc un pic găinile cu el de la cenușă, după aia ele oricum, cenușa se scutură de pe găini, deci nu trebuie să faceți probleme că se murdărește. Găinușele mele, nu știu cum sunt găinușele voastre, dar găinușele mele sunt extrem de curioase la tot ce fac aici. Egal ce fac la ele, ele atât de curioase și trebuie să stea aici să vadă ce fac. Mi-mi intră tot asta, de la cenușă, mi-mi intră în ochi, bate tare vântul. Cum a intrat mai devreme în ochi de cu ustru ochi de numai de la cenușă, asta cum bate vântul. Da, cocoșelul? Hai că v-am pus cenușă. Să vă bălăciți? Ha? Ceva curios? A, s-au adunat și căței aici. Acum vrei să pleci, până acum le-am pus, dar nu. Bălăcit ele, ce bate vântul la noi. Am terminat. Acum o să așteptăm să intre găinușele înuntru. După cum vedeți, sunt curioasă deja, ciugulesc să vadă ce e acolo. Acum nu mai stăteau acolo. Ele oricum o să mai mănâncă și un pic de nisip, așa, oricum e bun pentru ele. Știți că cenușa ajută la foarte mult la găini. Sunt... Pui, mă! Să știți că cenușa ajută foarte mult la găini, pentru că sunt multe tratamente pentru găini care conțin cenușă și mie îmi place pe varianta asta, cât mai bio și cât mai natural să țin găina, să nu bag atâtea chimicale, oricum multe sunt din comerț care chimicale care tot pe bază de astea sunt multe, cum s-ar zice, multe tratamente pentru păduc la găini, dar eu de obicei chestia asta cu
nisipul și cu cenușa o știu de la bunicii mei, tot timpul așa foloseau când aveam găini, tot timpul aveau un loc unde să scalde. Și după aia pe barcurs mai foloseau pudră din aia, de ce e universală și pentru câini sau pentru astea. Eu din aia nu prea aș fi vrut să dau piele, pentru că alea trebuie să prinzi fiecare găină în parte, să o pudrezi de mai multe ori pe zi și atunci ai un pic cam așa. S-a trezit o găină că vrea să cotcodăcească. Ia uita șeful. Ghiță, eu nu i-am făcut nimica. E nebună. E nebună. Te uiți așa la mine, nu eu. Nu încerca și tu să sar la mine, că după aia e de belea. Cam asta, prietenii, cu remediul natural, cum să scăpăm de purăși la găini. Deci dacă în caz că nu sunt chiar așa mulți păduchi, cum s-ar spune, la găini, puteți să folosiți metoda asta. Dacă în caz că sunt prea mulți, atunci încercați să curățați foarte bine cotețul la găini, pentru că se vede când faceți cura dacă sau nu păduchi. Și atunci dați eventual cu var sau mai, na, așa vă spune eu, pentru că asta știu, asta am folosit de mulți ani și cum v-a spus, bunicii mei foloseau. Dacă nu, încercați cu alte chimicale, dar eu nu aș recomanda, pentru că sunt toxice și nu e așa bun pentru animale. Sper să vă ajute acest clip pe care eu l-am făcut. Vă urez o zi faină în continuare. Nu uitați de concurs. Un like și un comentariu dacă ți-a plăcut. Dacă nu te-ai abonat, nu uita să o faci, pentru că o să urmeze multe clipuri frumoase și în continuare. Vă salut cu respect. Ciao!